Pe contul de Facebook al unui bărbat din comuna Secu, județul Dolj, au apărut imagini cu fiica acestuia, în vârstă de 9 ani, care conduce un autoturism pe un drum public. Bărbatul filmează scena de pe scaunul din dreapta și chiar o încurajează pe fetiță să accelereze sau să facă cu mâna la camere să îi salute pe polițiști. Iar salutul nu a rămas fără urmări. Polițiștii fac cercetări în acest caz și vor transmite o informare și către Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului, iar pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și pentru infracțiunea de încredințare a unui vehicul pentru a fi condus de către o persoană despre care se cunoaște că nu deține permis de conducere. Pentru ca tabloul să fie complet, după începerea cercetărilor, polițiștii au descoperit că pe listele DSP Dolj, bărbatul figurează ca având dispusă măsura carantinării la domiciliu.